În semn de recunoștință pentru meritele lor în diverse domenii de activitate, Primăria Bărăști și-a înnobilat fiii satului cu diploma de cetățean de onoare și a premiat 10 cupluri care au împlinit 5 decenii de la căsătorie. În ceea ce privește căsnicia, e un cuplu, vorba aceea, aranjat și iubit pentru ambii. Și cum v-ați înțeles în cei 50 de ani? Ei, bine, trebuie să poți. Să rezist, să te înțelegi. Noi ne-a legat durerea, dragostea, copiii și familia. An de an, autoritățile se pregătesc pentru sărbătorirea atestării documentare a comunei, așa cum se cuvine. Cu ocazia acestei sărbători am pregătit toată comuna. Toate drumurile, toate ulițele din comună sunt pavazate cu crib, rură, cu tot ce trebuie. De asemenea, bisericile din comună sunt la înălțime. Drumurile avem și betonate, asfaltate. Cu adevărat doresc ca în cartea de onoare a comunii fiii satului să scrie ceea ce mai trebuie. Alături de fiii satului și de autorități, la eveniment au participat și politicieni, dar și reprezentanții Consiliului Județean Olt. A păstra obiceiurile, tradițiile, cântecul popular, portul popular înseamnă mare lucru, înseamnă să nu ne uităm strămoși, să nu uităm istoria și îl felicit pe domn primar, pe domn viceprimar, Consiliul Local și le mulțumesc tuturor oamenilor că de fiecare dată și la bine și la greu au fost lângă noi. Asta e lucru foarte important. Sărbătoarea de la Bărăști a ținut până spre seară, iar sătenii au petrecut pe cinste alături de artiștii ansamblurilor profesioniste Doina Oltului și Doina Argeșului, dar și de cei mai talentați tineri din comună.